invitată, nu e de foarte mult timp în România, de vreun an de zile, cam așa, însă a făcut carieră în străinătate. Din nou, un talent recunoscut peste hotare și, târziu spun eu, recunoscut la noi în țară. O fată extraordinar de tânără, de frumoasă și cu un talent desăvârșit. Doamnelor și domnilor, Sonia! Bine ai venit, draga mea! Bună seara, bună seara! Încet, 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 încet! Și a venit și cu trei băieți. Domnul DJ, care este DJ. DJ cum? Dante. DJ Danta? Nu, Dante. 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 DJ Dante. Am înțeles. Bun. Și ambele danțători. Ambii. Scuze că nu vorbesc în română la perfect. Dumba și Daniel, care este și coreograful. Și... Foarte frumos, bine ați venit. Povestește-ne puțin despre tine. Ești de puțină vreme în România. Da. Ce ai făcut în străinătate? Păi eu sunt născută și crescută în Australia și sunt în România acum de un an de zile. De când am venit, tot lucram la piese, la single, acum lucrez primul single cu DJ Dante și Deep Centru. Și acum a intrat piesa pe radio și sperăm să fie cu succes. E, dacă în spate stă Deep Central, toată stima și respectul, cu siguranță va ajunge acolo unde trebuie să ajungă piesa ta. Ești foarte talentată, te-am auzit. Mersi. Ai studii? Da, am studiat în Australia, am început să cânt la vârstă de 8 ani și am studiat și în America, la Hollywood Pop Academy. So, întotdeauna, tot timpul am studiat că așa se face, bază de muncă. E un hobby, dacă vrei? Ia lăsați băiatul în pace, fetelor, nu vei rușine? Veniți încoace, vă rog, stați așa că fac ordine. Fac ordine, ia veniți încoace voi doi. Veniți încoace că eu sunt liderul în emisiunea asta. Veniți, veniți. Lasă că nu vă cer, eu doar vă pup că sunteți frumoși. Hai veniți aici să stați lângă noi. Ia, gata, fetelor, na. Că i-am luat lângă mine. Sunt acum. Taci în culise. Că aici te pot pupa doar pe băi, frunte, că nu e voie truc? Mai mult. Asta e acum. Filinca la spate are o fundiță. Puteți să trageți. Dinica vrea să-mi facă zile fripte, cum îi face și Inei de obicei în emisiunea noastră. Bun, deci studii, studii foarte, foarte, foarte multe. Tu o vezi ca o meserie asta sau ca pe un hobby? Este meserie și hobby, în ce privință. Asta este ce iubesc eu să fac și este și meseria mea. Sau în fiecare zi mă trezesc cu plăcere să vin să cânt, să performez, să scriu, să ce frumos. Compun. Da. Ce frumos! Scrii, compui! Da. Crie, compune, cântă de la 8 ani, da, studii în străinătate și știți câți ani are? Ca hai, că am voie să... A, spune tu. Poți zici. Nu. 20? De ani. Adică dacă vorbim de copilărie, copilărie nu prea cred, dar cred că îi place foarte mult ceea ce face. Da. Asta pentru că se vede în toată munca ei, ajutată de băieții de la Deep Central, pe care îi pupăm și așteptăm aici la noi în emisiune. Cât de curând, vă facem o surpriză. Haideți să te auzim, să ne bucurăm de prezența ta aici. Sonia! Things are-
costume.